Rolul nostru ca creștini în societate este de a fi sare și lumină în toate domeniile de activitate, prin integritate, competență și compasiune pentru cei din jur și prin manifestarea puterii lui Dumnezeu, acolo unde Hristos ne-a așezat pe fiecare. Încurajăm atât creștinul obișnuit, cât și lideri și experți din diverse sfere ale societății să fie lumină în locul în care se află. Alfa Omega publică materiale media creștină ce încurajează creștinul să-și trăiască credința în marile domenii ale vieții. Profesia, raportarea la stat și instituții, creștinul și biserica, educația, cultura, știința, raportarea la tehnologie și media, relația cu cei din jur, dimensiunea socială. Canalul Alfa Omega TV conține programe despre dezvoltare personală, mărturii și sfaturi biblice pentru antreprenori, emisiuni de știință, creaționism, materiale despre etica muncii, emisiuni despre relații sănătoase, reportaje despre implicarea pozitivă a creștinilor în politică. Seria de documentare Speranță pentru România produse de Alfa Omega TV tratează probleme actuale ca adopția, tehnologia, drogurile, problematica romilor în societate. Producem și alte reportaje relevante. Prin campaniile Multimedia Creștinul și Societatea desfășurate pe TV, site, media socială, e-mail și mobil, am promovat aplicarea principiilor creștine în marile domenii ale vieții. Profesia, biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Pe site-ul alfaomega.tv, în medie, 7% din vizitatori accesează sute de articole și video publicate în secțiunea Creștinul și Societatea. Mulți creștini se confruntă cu dificultăți financiare, reflectate și în cererile de rugăciune primite. Astfel am realizat pachetul multimedia gratuit, liber de datorii, despre administrarea finanțelor personale. Iar pachetul multimedia Căsătoria și Familia prezintă principii biblice de viață pentru persoanele căsătorite. Distribuim anual mii de reviste gratuite, Alfa Omega TV Magazin, pe teme ce țin de direcția Creștinul și Societatea. Prin proiecte de televiziune, media digitală, print, campanii și resurse speciale, motivăm creștinii să umble cu Dumnezeu în fiecare zi, fiind spiritual și relevanți, sare și lumină pentru cei din jur, pentru societatea contemporană. Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, și săptămâna aceasta la emisiunea Alfa Omega în obiectiv. Am început această emisiune cu un scurt spot care sintetizează una din direcțiile noastre importante, aceea care noi spunem creștinul și societatea. Și despre asta vreau să vorbesc în această emisiune, despre această dimensiune pe care noi încercăm să o ilustrăm cu resurse, emisiuni, programe, postări, media tipărită, pentru că Domnul a pus pe inimă acest lucru. Dincolo de învățătură pur biblică, de echipare în vederea slujirii, o dimensiune importantă este aceea de a conștientiza fiecare membru al trupului lui Hristos, fiecare mădular, fiecare lider sau mai nou venit în împărăție despre faptul că trebuie să fie sare și lumină în societate. Este menirea noastră, este partea noastră de, de misiune ca să reprezentăm pe Iisus Hristos în toate mediile, în toate locurile în care Dumnezeu ne poartă pași, în primul rând la locul nostru de muncă. Am început să adunăm mai multe resurse pe această direcție, creștinul și munca, creștinul și societatea, și începem să înregistrăm tot mai multe emisiuni pentru dumneavoastră. Le remarcați pe, pe canalul de televiziune Alfa Mega TV, pe postele noastre. Una dintre zonele pe care le-am acoperit în ultima vreme, în timpul unei recente călătorii în Bucovina, a fost și aceasta: creștinul și munca. Și poate ați văzut deja pe canale, pe canalul nostru de televiziune sau pe social media un interviu mai lung, de excepție zic eu. cu... Ioan Bădeliță, un lider evanghelic din Suceava, care slujește atât în mediul educațional, cât și în biserică, cât și în societate. Ioan Bădeliță cu o primă contribuție despre implicarea creștinului în viața cetății, în politică, un subiect sensibil, dar pe care vrem noi să-l devalăm, să-l prezentăm, să-l explorăm, să-l prezentăm din perspectivă biblică. Ioan Bădeliță. Eu, de când sunt în politică, n-am câștigat nimic decât am pierdut pe toată linia din punctul de vedere a ceea ce înseamnă pierdere după criteriile omenești și în mod special după criteriile creștine evanghelice. Cred însă că obligația mea să pot spune pentru cei care sunt responsabili. La cu tot o altă dimensiune, mult mai mică decât o spunea Pavel. Călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele Domnului Isus. Dacă, dacă, am spus-o de nenumărate ori, dacă cineva mi arată cu Sfânta Scriptură că politica e mai păcătoasă decât afacerile, că politica e mai păcătoasă decât uh, mâncarea de fiecare zi cu scriptură dacă, deci dacă mi-arată lucrul ăsta eu sunt gata să mă pocăiesc eu însă mă uit în scriptură și văd în primul secol că erau creștini implicați la toate nivelele citiți epistolele, finalul epistelului Pavel și veți găsi acolo oameni sau făcându-se trimitere la oameni creștini buni care erau în diferite ipostaze la, legat de autoritatea de atunci, de casa cezarului, de oameni importanți. Asta e una. Doi, Biblia îmi cere să urmăresc binele cetății. Politica, dragii mei, are de a face strict, tradus cuvântul, înseamnă are de a face cu viața cetății. Biblia îmi spune mie efectiv să fiu interesați de oamenii care au nevoie de mântuire, indiferent unde s-ar găsi aceștia. Dacă e foarte nobil, și eu nu spun că nu, să mă ocup de un drogat, dacă e foarte nobil să mă ocup de un pușcăriaș și să-i duc Evanghelia, eu întreb: De ce cineva de pe o poziție ierarhică, socială mai înaltă, nu are dreptul să audă Evanghelia? Credeți dumneavoastră că. La acești oameni nu-i nevoie să ajungă oameni care pot să vorbească, pot să fie ascultați. Eu, din potrivă, cred că este o mare onoare să te aleagă Dumnezeu să duce Evanghelia la oameni la care puține ar duce-o. Deci, din punctul acesta de vedere, sunt câteva lucruri și recapitulez ca cetățean al cetății, sunt chemat să urmăresc binele. Ca model de viață, cum ar trebui să fie un creștin, modelul trebuie arătat în toate sferele societății. Deci, și dacă noi avem pretenția că noi ducem și modelul cristic este cel corect, atunci trebuie să fie oameni care să ducă acel model în toate sferele societății. Trei. Oamenii, deci noi trebuie să. nimeni nu contestă că ne place sau nu. Oamenii politici care guvernează își pun amprenta pe tot ce se întâmplă în viața cotidiană. Această amprentă poate fi pozitivă sau negativă. Dacă politica e rea, e rea datorită oamenilor care fac politică. Deci, deci, cum să avem noi pretenții ca oamenii care fac politică să fie oameni buni dacă ei nu sunt născuți din nou? cum vor ajunge ei să fie născuți din nou când Pavel ne spune foarte clar, Roman, capitolul 10, trebuie să audă Evanghelie, iar ca să o audă trebuie să fie cineva care să o ducă spre ei. Dacă noi am reușit să ducem spre ei Evanghelia și acolo ar fi oameni care să trăiască, să-și dorească să conducă un, o comună, un oraș, un județ, o țară după principii evanghelice, de eu nu cred în pocăința grosă, așa, angro, dar eu cred că oamenii cu frică de Dumnezeu pot să ducă Evanghelia spre categorii sociale care ar aduce o plus valoare enormă de mare în multe sfere ale activității. Și nimeni, absolut nimeni nu poate să mi aducă argumente biblice, din nou de eu despre asta vorbesc, că biserica nu are ce căuta în nu știu ce domeniu, pentru că biserica, prin membrii ei, are ce căuta oriunde este întuneric. Și dacă politica este locul cel mai întunecos, ei cred că acolo ar fi mai mare nevoie de creștini. Sigur, eu mi-aș dori să nu fie păstori. Că păstorii ar trebui să aibă treabă în biserică și să știe. Dar din nefericire, se pare că nu ne-am învățat oamenii să trăiască Scriptura Și de asta eu cred că în situații de criză, trebuie, prin exemplu personal, lăsându-te lăsându terfelit de frați, comentat de societate, să-ți asumi. Să-ți asumi și să spui, ok, dau semnalul, plătesc prețul ăsta. E așa de frumos, păi da, politica e rea, discutăm noi din jilțurile bisericilor și nu știu, ne discutăm despre lucruri, tot ce e rău, dar ești acolo în mizerie. Și se vezi că o să-ți vină un pic din noroi și o să trebuie să te și s-ar putea să ai surprize plăcute și să auzi, mă, extraordinar, ce ar însemna să fii toți pocăiți ca tine? S-ar putea să ai surprize plăcute, dar judecăm ceea ce nu cunoaștem. Din punctul meu de vedere, eu nu chem pe nimeni în politică. Eu mi-aș dori însă să arătăm oamenilor că se poate conduce societatea după alte principii. Și ar fi lucru extraordinar. Da, spunea Ioan Bădăriță că, din păcate, noi ca și, și credincioși, ca și mediul evanghelic, am pierdut, am făcut un pas înapoi de la această chemare de a fi sare și lumină în viața cetății. Acolo sus, unde se hotărăsc destinele urbei noastre, a țării noastre, a societății în care trăim, e ceva ce trebuie să, să restaurăm. Tot pe Ioan Bădăriță l-am întrebat lucruri legate de educația copiilor, este un subiect fierbinte, o să extindem această dezbatere, această discuție din perspectivă biblică și în alte emisiuni. Iată însă ce ne-a zis Ioan Bădăliță despre modul și responsabilitatea noastră, a fiecărui credincios, a familiilor noastre, a școlilor, a bisericii de a pune o sămânță a credinței în viața tinerii, a copiilor, atâta vreme cât acest lucru este posibil să îngăduie, dar este o responsabilitate majoră, importantă în acest context complicat. o Bădăliță, din nou, despre uh, educația uh, copiilor, și de, de că și copiii noștri, ca asemenea nouă, oameni maturi, trebuie să fim sare și lumină, chiar și în sistemul educațional public. Dacă n-aș fi crezut în importanța și urgența semănatului în inima copiilor, n-aș fi început un astfel de proiect. Nu uitați, aici nu de un liceu teologic. Eu nu mi-am propus să formez aici slujitori. Am pornit ca școală privată, fără nicio resursă, pentru că am zis și am gândit că se merită orice efort pentru a semăna sămânța bună. Biblia spune foarte clar. Noi semănăm vine ploaia tot prin harul Domnului și acel care trimite ploaia face să crească. Nu știu, de fapt, povestea scurtă, deci am avut harul să fiu folosit de Dumnezeu la deschiderea primei școli creștine din România, prin orfenul Natanael, în 92, când cei de la minister îmi spuneau că spune ce să scriu, că nu sunteți primi. Pentru că am gândit că dacă mă ocup de niște copii la orfelinat, nu pot să-i las ca oricine să semene în pământul numai bine pregătit de noi acolo. Va spune cineva, nu-i bai. Și aici eu accept păreri diferite, că aud foarte des, dar noi, interesant, am să vă fac aici o paranteză. Auzeam, discutam cu cineva, dar copiii noștri trebuie să fie lumină la școala de stat. Mă, foarte interesant și corect ca principial. Noi, noi ăștia mari, nu mai suntem lumina. Acum trimitem copiii neechipați cu pământul bine pregătit să fie numai bine să semene mizeriile în școlile, din punct de vedere moral vorbesc, nu din punct de vedere strict al cunoștințelor academice, da? Eu când mi-am dus fetița mea, prima fetiță, la cea mai bună școală din Suceava, o săptămână a stat acolo și am văzut ce o semănat. Și mi-am retras-o, n-am să uit. Și știu ce strângere de inimă. Directorul meu a zis, domnul Bădelițe, plângând o să veniți la mine să o aduceți înapoi. A zis, plătesc orice preț, eu nu mai aduc în sistemul ăsta. Ei, am pornit lucrarea asta sperând că Dumnezeu care mă citea bine știe de ce o facem. Dragii mei, sunt cei care spun trebuie să fie lumină și noi ne ocupăm ca ceea ce seamănă alții să privim. Am să vă spun ceva. Sămânța și de buruienă și avem Biblia cu neghina, e o sămânță, nu se vede decât după ce încolțești, ba din potrivă. Unele buruieni sunt foarte asemănătoare cu cultura bună, care zicem noi că trebuie să crească într-un pământ. Acum nu dau sfaturi, că nu sunt agronom, dar sunt lucruri de, de minimale care deci le, le știm din domeniul agricol. Ei, s-ar putea că atunci când îți dai seama că e neghină și nu e greu, ori când smulgi Domnul Iisus spune, na, 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 lasă crească împreună, că o să smulgeți și greu. Asta este o variantă, să zicem, diminuăm și lucrurile bune, dar rămâne, măcar scăpăm de alea rele. Dar s-ar putea, dragii mei, să nu mai putem plivi din vari motive. N-am avut timp și noi știm cât de mult timp alocăm copiilor noștri în fiecare zi să-mi spune câți dintre părinți mai și ce ți-au zis învățătoarea, da colegul de bancă, da ce înjurătură ai mai auzit și tu să-i explici de ceea ce acea înjurătură nu-i bună, da ce să da, despre ce ai mai discutat, ce ai văzut pe telefon, da ci, colegul tău, ce ți-a spus, la ce să uită și eu în fiecare zi să mă chinui, să dau pământul deoparte, să iau sămânța acea greșită care, care aduce pagubă în viața copiilor. Din punctul ăsta de vedere, eu cred, așa cum biserica au știut să facă într-o vreme, biserica ar trebui să fie suficient de preocupată încât să cheltuiască oricât pentru educarea propriilor copii. Nu vorbim acum că sunteți mulți, mai citiți, știți istoria școlii duminicale, deci, ei, dar pentru vremea de astăzi, noi care suntem gata să cheltuim atât de mult pentru atâtea proiecte ca să nu mai spun să construim biserici instrumente o școală o grădiniță. Eu cred că ce se seamănă în primii ani de viață și eu cred dar o spun toate studiile că ceea ce se în formarea caracterului până undeva la 10 ani ce se seamnă, este esențial. O tu spui ok, las că eu îl învăț sau îl dau la un liceu. Din punctul de vedere, eu n-am nimic cu liceul, teologi, doamne, sunt foarte buni. Dar eu vreau să spun că există șansa că atunci când un copil merge la un liceu la 16 ani, deja să fie mult prea mult neghină răsărită. Din punctul meu de vedere, este, deci este conceptul meu, care poate să nu fie cel mai bun. Din punctul meu de vedere, este extrem de important ce semănăm la grădiniță, în ciclu primar și apoi și la gimnaziu, dacă se poate. De asta spun, orice biserică ar trebui să fie preocupată să aibă o grădiniță, să aibă o școală primară și să se, ocup, să se asigure că se seamănă sămânța. A fost eu în Bădăliță cu câteva gânduri despre nevoia de educație creștină a copiilor și despre nevoia de a pune o sămânță credinței cât se poate de mult, începând cu noi ca membri ai uh, familiei, dar membri în trupul Lui Hristos. Eu o dimensiune, vă spuneam, importantă pe care vrem să o amplificăm uh, în acest context al discuției noastre despre creștinul și societatea. bineînțeles că uh, acest, uh, această călătorie mai lungă în Bucovina uh, o să vedeți mai multe emisiuni pe parcursul următoarele săptămâni pe care le montăm în aceste zile. Această, nu, nu ratăm nicio ocazie, să zic așa, folosim fiecare prilej în a întrebat pe cei care ne urmăresc cum văd ei de acolo din zona Bucovine de aceasta dar unde mergem facem același lucru. Cum văd ei lucrarea Alfa Mega TV? Ce gânduri au? Ce le place? Ce sugestii au pentru noi? Ce corecții? Ce nu le place? La fel l-am întrebat și prea ombă de liță. Iată ce ne-a spus în finalul interviului vă spuneam de excepții pe care l-am avut cu el în Suceava. E o mare binecuvântare să puteți fi. O ofertă. Pentru oamenii care caută soluții care își pun întrebări. Care nu deci care oamenii care efectiv se întreabă oare eu gândesc bine. Oare felul cum abordez eu viața de creștin, oare alții. Vedeți, Pavel a primit Evanghelia direct de la Domnul Isus Hristos. Putea să, să, cam cum aș fi făcut eu. Oh, ce ne sunt eu. Ok? Și merge Apostolul Pavel, după ce primește nici printr-un om, nu, nici de la un om, merge la niște pescari, se întrebe, mă, uite-mă ce am primit eu și ce duc la oameni. Coincide cu ce ați primit voi. Oamenii de bine, cu frică de Dumnezeu, se verifică. Nu dau la coș tot ce e diferi de-a lor, ci analizează alternative. Cred că alfa Omega ar trebui și, și mulțumesc Dumnezeu că este în mare măsură acea șansă oamenilor de a primi și de a privi Spre alternative, spre variante, spre experiențe, ca să poată autoanaliza și a putea să tragă concluzii folositoare pentru ei. Eu știu bine, poate mai bine decât alții, cu ce efort se poate duce o astfel de lucrare mai departe. Știu că de ușor pot de desnădejdea și gânduri de genul, dar până când? până când împotriva curentului, până când cu bani puțini, Doamne, dar mă duc și eu să mă odihnesc. Ceea ce vă încurajez și vă rog, cât mai puteți, duceți-o mai departe. Repet, în așa fel încât dacă cândva se va opri, să știți că se oprește nu din inițiativa dumneavoastră. Trebuie să spune, Doamne, cât am putut, am dus-o dacă nu m-ai mai ajutat și n-am mai putut, totuși știi că am dus-o cu credincioșie cât am putut. Până aici am dus-o. Și Dumnezeu care ne știe va spune, ok, până aici a fost chemarea. De acum poate voi găsi sau am pe altcineva. Da, a fost Ion Bădăriță cu un răspuns provocator pentru noi. Într-adevăr, poate nu ne-am gândit foarte mult la aceasta, poate nici dumneavoastră nu v-ați gândit. Faptul că Alfa Omega, în primul rând, este o ofertă, cum spunea el, este o provocare pentru cei care care își pun întrebări, care caută răspunsuri și uh, nu neapărat care stau cu mine să asculte o lecție, deși facem și acest lucru, transmite multă învățătură, dar cred noi că suntem o provocare pentru oameni care caută soluții, caută alternative, caută nuanțe pe care să le asimileze în viața de credință uh, ca și credincioși, în primul rând, și pe care să le trăiască după aceea. Ne place acest gând, chiar dacă poate a fost și o provocare pentru noi, ne așteptam poate la o altă o altă perspectivă, dar Ian Bădărițe ne-a spus foarte clar, așa vede el în Alfa Omega TV, o, o, un răspuns a celor care caută, care spun întrebări, care au îndrăzneala să-și pună întrebări și să aștepte răspunsuri care poate nu le primesc din altă parte. Ne dorim să rămânem să rămânem pe această direcție chiar dacă nu este confortabil. Mulțumim celor care înțelegeți această chemare noastră și care ne ajutați într-un mod sau într-altul să ne împlinim această chemare în aceste vremuri de, de mare strâmtorare și uh, Mulțumesc că sprijiniți această direcție noastră. Emisiunii pe care am înregistrat-o cu Ioan Bădeliț, am zis între sacru și secular, uh, e în fond, am anticipat o serie pe care noi o pregătim acum cu același titlu, între sacru și secular. Mulțumesc că deja am strâns mai multe opinii, informații, puncte de vedere, mărturii, pentru că uh, vrem să arătăm că religiosul străiești și face credințe nu numai într-un mediu sacru, nu numai în biserică, nu numai într-un mediu religios, dar și într-un mediu secular, adică în lume, de luni până sâmbătă. Spunem acest lucru des de la acest, de la acest, uh, de la acest studio și vrem să o facem și mai articulat, și printr-o serie de emisiuni săptămânale pe care o pregătim în acest moment. Așadar, mulțumim că sunteți parte alături de noi, ne dați chiar subiecte, gânduri. Dacă cunoașteți oameni care strădesc o viață de credință, nu numai în spațiu bisericesc, dar și în afară de luni până sâmbătă, dați ne un e-mail, aveți e pe ecran, dar mai ales rugați-vă pentru noi să avem călăuzire divină și să fim o voce și să fim pe linia pe care Dumnezeu o vrea pentru noi în acest nou. Sezon. Și acum, pentru că am vorbit foarte mult despre această dimensiune, creștină societatea, educația, creștină și munca, am câteva cărți pe care le-am dezvoltat în ultima vreme. Le prezint din nou, unele sunt chiar noi. Anul acesta cred că am publicat vreo 10 cărți din această serie, având această perspectivă creștină implicat în societate. Vreau să vă prezint câteva dintre ele. O carte mai veche, de vreo 2 ani de zile, care e și uh, liberă a descărcat împreună cu niște resurse video, liber de datorii. În primul rând, noi trebuie să știm cum să ne administrăm bugetul personal. E ceva ce în multe biserici nu se spune, nu se vorbește, nu se. fiind vorba despre administrarea bugetului, a banilor, nu e un subiect foarte agreat, cunoscut, stăpânit chiar de liderii care împărtășesc din cuvânt. E o carte care sintetizează pe noi, pe legislația românească, aceste câteva lucruri. am și alte câteva cărți, da, o carte care. Ne place să spunem cu tine, Doamne, la muncă, Doamne, Dumnezeu e cu noi la muncă, facem totul ca pentru Domnul, dar uh, cum anume mod practic facem acest lucru, trăim acest lucru, e Domnul cu noi la muncă, indiferent ce muncă facem, nu numai o muncă așa zis uh, spirituală, cu conotații spirituale, e Domnul cu noi la muncă în orice, chiar și aici, la Alfa Mega. Ne place să credem că e cu noi în fiecare moment al vieții noastre. Da, o carte vis-a-vis -vis de rutină, dar nu se poate să fie muncă, care să nu implice și un grad de rutină, poate nu întotdeauna uh, uh, este ceva spectaculos în fiecare zi, dar Dumnezeu ne testează credincioșia și adăuga eu la această carte credincioșie. Noi, ca și credincioși, trebuie să fim cred... ca și credincioși creștini, evanghelici, urmași al Hristos, trebuie să fim credincioși în ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat. Din aceea serie, noi spunem o trilogie, Amunci și tu, munca ta, națiunea ta, modul în care prin ceea ce faci influențezi națiunea și ești parte din ceea ce Domnul lucrează în, în națiune. Desigur, o carte de început, tot al lui Michael Baird, Afaceri ca misiune. În România naște tot mai mult, se naște chiar o lucrare inspirată de Afaceri ca misiune, BAM Business as Mission, care va avea și în curând niște evenimente, sper să vă ținem la curent. Dar Afaceri ca misiune, zona afacerilor este o zonă de misiune. E un câmp de misiune, nu e un câmp de făcut bani, ci e un câmp de misiune. gândiți acest lucru, vrem să, să vă transmitem această idee oamenilor de afaceri, în primul rând, dar nu numai. Faptul că misiunea pe care o faceți este o formă de misiune de a-l reprezenta pe Isus Hristos, care este în fond, esența misiunii noastre. Acum, nu mulți dintre dumneavoastră sunteți oameni de afaceri, sunteți și lucrători într-o afacere. La s-a adresat această carte, Misiune prin afaceri, când nu ești tu șeful, pentru că majoritatea nu sunt ei șefii, cum se zice, dar această chemare la credincioșie, la a face totul ca pentru Domnul, ca la vremea potrivită Dumnezeu să ridice, este pentru fiecare dintre noi. O carte, cred că unică, pe care vă recomand, poate sunteți șef într-o afacere, cumpărați-o, oferiți-o ca două celor cu care lucrați, ca să arătați că nu pentru dumneavoastră, ci pentru Domnul fiecare face și muncește și slujește. Și în sfârșit o ultimă carte care în fond inspiră această serie a noastră, Desfințarea graniței dintre sacru și secular. Mult ne-am dorit acest lucru. Viața noastră este o viață pentru Domnul și nu este o viață doar de biserică, numai în zona sacră sau nu este una, una, una alta, e alta, secularul e secular, e lumea. E, Dumnezeu dorește să fim aceiași ca integritate, ca și dedicare, ca și credincioșie și onestitate, în, indiferent unde slujim. E o carte, o broșură pe care vă recomand care ne-a inspirat și pe noi în această serie nouă. Și nu vreau să închei să vă aduc aminte că încă câteva zile mai avem pe stoc, încă câteva zile mai este valabilă oferta noastră pentru cartea aceasta, Israel și Biserica, ofertă gratuită. Cine dorește să ne dea un telefon, la telefon și de pe ecran sau la e-mail, ca să vă trimitem gratuit. Cu aceasta vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ne sprijiniți în această vreme, unde avem proiecte noi, am vrea să facem multe lucruri dar suntem limitați de timp, de spațiu, de resursa, de muncă pe care o avem și de resursele financiare, dar cum Domnul ne-a purtat de grijă 27 de ani, ne va purtat de grijă și în continuare cu această îngrițare vă las pe mâini bune, Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu uitați și să rămâneți și fiți, fiți pe mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Fii parte și tu din lucrarea de media creștină Alfa Omega TV. Fi parte la Marele Seceriș prin contribuția ta. Roagă-te, donează! Donează online cu cardul pe site-ul alfaomega.tv card sau prin PayPal la donații arond alfaomega.tv Donează prin Banca Transilvania sau prin mandat poștal folosind contul RO37 BTRL 0360 I181 11XX. Beneficiar Fundația Alfa Omega. Donează 5 euro cu telefonul fix din rețeaua Telecom sunând la 0900-900-135. Sau trimite un SMS cu textul AOTV la numărul 7688. Serviciu valabil în rețelele Vodafone, Orange și Telecom. Implică-te și tu! Roagă-te! Donează! Pentru informații suplimentare, vizitează pagina noastră alfaomega.tv slash donații sau sună la 0256 284 913.